În clipul de astăzi o să-ți vorbesc despre cum să faci 5.000 de euro pe lună după un an depus în munca online. Și ce aș vrea să înțelegi că da, poate sună puțin incredibil, poate sună chiar imposibil. Toți avem credințe, aceste credințe ne dictează locul din care acționăm în viață, da? Probabil sună cumva dubios, dar stai până la finalul clipului și o să vezi cât sens are de fapt. De fapt, dacă ai urmărit sfaturi de pe acest canal, ți-ar fi atât de bine în viață. Doar că de la a asculta niște lucruri până la a le pune în practică, vorbim aici de efort, de timp, te gândești de la bani, bani pe care nu-i ai. Ai o grămadă de scuze, iar eu sunt aici astăzi să rup aceste scuze, pentru că îți doresc tare mult fericirea și libertatea financiară. Să nu mai depinzi de un șef pe care îl urăști, să nu mai fii angajat într-o locație unde te duci și ai fi preferat să stai poate cu prietena ta, cu cățelul, cu mama, cu bunica, nu contează. Că tu ai putea în acest moment să deschizi un canal de YouTube, despre asta vorbim, da? Eu pot să-ți vorbesc despre asta pentru că asta am făcut eu. Eu pot să-ți dau sfaturi în lucrurile și ariile și sectorul unde eu acționez. Nu pot să-ți dau sfaturi despre chestii pe care nu le înțeleg. Și atunci, eu mă ocup cu dezvoltarea business-ului online, cu ajutorul canalului de YouTube. Am ajutat atâtea persoane să deschid un canal de YouTube, să-și facă o viață mai bună. Majoritatea persoanele sunt din afară, pentru că România încă nu prea se înțelege conceptul ăsta și m-am gândit acum să-l aduc și pentru tine, România. Și atunci un plan realist prin care tu poți să faci treaba asta cât mai bine și cât mai profi este ca, în decursul a 6 luni sau un an, să plătești din greu pentru tot felul de informații care în momentul ăsta îți lipsesc, pentru că dacă tu ar fi să le studiezi pe fiecare, ți-o să-ți ia ani întregi. Și atunci îmi dau seama că poate ai fi vrut să auzi un secret hack pentru ceva gratuit, dar nu există așa ceva, da? Să deschizi un canal de YouTube este gratuit. Poți să faci asta, ai pus telefonul, te filmezi, dar dacă tu vrei să vinzi, dacă tu vrei să faci 5.000 de euro pe lună, adică cam 60.000 de euro pe an și să plătești la stat acei 8% ca să te ții în limita asta de 60.000 de euro la an, noi vorbim aici de niște lucruri pe care tu trebuie să le înțelegi, lucruri pe care tu trebuie să le explorezi, că lumea nu va veni să-ți dea bani doar așa, că trece vremea sau că ești tu simpatic. Tu trebuie să-ți creezi influența, trebuie să înțelegi ce-i brandingul, trebuie să înțelegi tehnici în vânzări, trebuie să înțelegi nevoile oamenilor, trebuie să fii omul bun la oameni și atunci vorbim despre o grămadă de concepte aici, da? Acestea fiind spuse, primul lucru pe care vrei să-l faci, deci, este să te antrenezi, să dezvolți o expertiză. E foarte ușor. Astăzi pe YouTube sunt o grămadă de videoclipuri. Poți oricând să dezvolți o expertiză. N-ar trebui să te chinui să o faci singur. Tocmai de aia îți spun că dacă vrei să o iei pe scurtătură, adică într-un an maxim să faci ceva interesant, poți să o faci începând de astăzi. Și atunci investește 6 luni, 12 luni în a deveni expert într-un domeniu sau într-o pasiune, într-un sector. Și apoi urmează prin videoclipuri, prin story-uri pe Instagram, prin postări pe Facebook, prin postări pe LinkedIn și tot felul de alte platforme, să îți afișezi efectiv această expertiză într-un documentar, poate într-o poveste, într-un videoclip pe YouTube informațional, depinde de nișa în care vrei să activezi. Dar nu poți ajunge acolo fără să investești în tine, în informații, în cărți, în mentori și atunci înțelege că cu un om puternic în spate poți ajunge foarte rapid acolo. Așa că, acestea fiind spuse, al doilea pas pe care vrei să-l faci este să fii 100% atent, să-ți notezi fiecare lucru, să pui întrebări manieră activă cu omul cu care lucrezi și va trebui să înveți editare video, va trebui să înveți cum să faci thumbnail-uri, va trebui să înveți multe lucruri. Deci nu e că drumul este ușor, dar drumul este clar mai ușor decât 20 de ani, 30 de ani angajat în vreo fabrică în care tu n-ai vrut să fii sau angajat undeva unde salariul tău este fix. Pe YouTube sunt luni în care poți să faci 30.000 de euro, sunt luni în care poți să faci doar 200 de euro, depinde de nișa în care activezi, cum spuneam. Și în nișe ca aceasta, pe dezvoltare personală, spiritualitate, poate seducție sau poate libertate financiară, pe nișele informaționale, în general venitul este destul de constant. Poți doar să crești. Dar există un venit de bază la care tu mereu te întorci. Și atunci, ca să ajungi la 5.000 de euro pe lună, vorbim doar de crearea unor videoclipuri, după care crearea unor cursuri, crearea unor produse pe care tu le vei pune online și ai nevoie de un anumit tot de vânzări care să-ți producă acea sumă. Nu uita că pe lângă produse tu poți să oferi coaching în acel sector, unde alții vor să scalce pe urme. Iar coaching în general este foarte scump, pentru că e vorba de timpul omului, de expertiza sa, de banii pe care el a investit la cursuri și așa mai departe. Deci dacă tu vei cheltui pe coaching, să spunem, 10.000 de euro, tu acum poți să dai coaching din ceea ce tu ai înțeles de la mentori pe 1.000-2.000 de euro pe pachet. Și te-ai putea doar într-un an să scoți 50.000-100.000, depinde de influența pe care tu o construiești și cât de bun ești în a construi acest lucru. Dar aceasta este harta realistă, pentru că tu, într-un an, dezvoltând această expertiză, garantat vei face bani. Cât mai exact, depinde strict de skill-ul tău de a spune povestea, de a face marketing și ulterior de a înțelege nevoile oamenilor. Pentru că noi încă mai credem astăzi că noi vindem produse și așa mai departe. În realitate, până la urmă, toată informația este gratuită pe YouTube. Deci tu nu vinzi, de fapt, produse, tu vinzi
timp oamenilor. Salvarea timpului, asta vinzi de fapt. Vinzi înțelegerea nevoilor pe care alții nu le înțeleg. Iar dacă cumva există o credință în tine care spune în acest moment, pe ce loc mai am eu pe piață, sunt atâția, stai liniștit, oamenii vor rezona cu ceva special la tine. Deci nu e vorba neapărat că există alții mai mari în domeniu. E vorba că tu o spui în așa fel în care eu am înțeles, în timp ce ăla mai mare nu a reușit să mă facă să înțeleg acest lucru. Deci nu te mai descuraja. Dă drumul credințelor. Dă drumul procrastinării. Intră într-o calitate emoțională mult mai bună, căci de acolo acțiunea va fi dictată de emoțiile pe care tu le simți în fiecare zi. Vreau foarte mult să îți dezvolți astfel viziunea, să-ți pui niște obiective clare pe hârtie și să începi să iei acțiune, pentru că viața de angajat nu e o viață pe care să ți-o dorești să trăiești și știu că 99% dintre oameni stau foarte rău ca în această viață de angajat, iar dacă tu ți-ai dat seama că nu e o viață care te reprezintă, poate ar fi timpul să faci ceva în legătură cu asta. În încheierea acestui videoclip, eu sper că te inspiră la acțiune, sper că m-am făcut cât se poate de clar și sper ca până data viitoare să iei coaching-ul premium, unde noi te ajutăm să faci treaba asta. Lucrăm cot la cot cu tine timp de 6 luni împreună să-ți deschidem acea afacere, acel business online. Și dacă asta nu te-a convins încă și ești sceptic și mai știu eu ce, măcar dă o probă cărții Independență Financiară pe care noi am scris-o, să vezi ce poate să facă pentru tine. Păi, deci în momentul în care vrei să simți o emoție autentică, vi-l recomand pe Loren. Omul e... Nu mai zic. Dacă sunteți curioși și voi, trebuie să îl contactați. Salut, comunitate! Abia ce mi-am terminat coaching-ul cu Loren acum 10 minute și a fost cea mai tare experiență din viața mea. 3 zile cu Loren, dar ajungeau și 2 pentru a mă schimba complet. Loren este magic. Loren te bagă în priză și îți arată că singur poți ajunge să faci orice. Salutare la toată lumea! Ceea ce vreau să spun în clipul ăsta e că o oră cu Loren face că zeci de mii de clipuri de pe YouTube și cărțile pe care le-au scris sunt senzaționale. Îți recomand o oră cu el și îți garantez că după o să-ți mulțumești.